Hai de sora cu ce speria că e. Gata. Hai că nu se mai întâmplă nimic. Alexandru și Jessica sunt printre primii timișoreni care au răspuns apelului făcut de cei care au inițiat campania Fi om cu animalele. Tinerii au adunat de pe stradă 4 căței fără stăpân, i-au pus în cutii și au venit la cabinetul veterinar, unde patrupedele au fost sterilizate. Pe ea, spre exemplu, am văzut-o, mă rog, o știu de vreo săptămână, am văzut-o pe acolo prin zonă. M-am hotărât pentru că dacă nimeni nu face nimic, și mai ales noi, generația noastră, dacă noi nu facem nimic, cine să facă altcineva? L-am găsit în spate la magazin și chiar ne-am atașat de ea, așa că l-am tuns. Medicii veterinari care s-au implicat în proiect spun că timișorenii sunt vinovați pentru numărul mare de animale fără stăpân din oraș pentru că li lipsește educația în această privință. De ce ar fi nevoie pentru a se rezolva problema? O campanie cât mai bună, să li se explice ce înseamnă sterilizarea, să li se explice să nu mai arunce căței care au fătat căția să arunce pe stradă. Gata cu pui de astăzi. Da. Operația de sterilizare a unui câine comunitar durează aproape 20 de minute. Costurile intervenției variază între 50 și 130 de lei, iar recuperarea se face într-o zi. Cei care au adus astăzi la sterilizat patrupedele din zona în care locuiesc sau muncesc nu au plătit însă nimic. Facem, cât să zic, 5 sterilizări gratuite pe săptămână datorită strângerii de bani din străinătate. Pe Facebook mediatizăm foarte mult cazurile care au nevoie de sterilizări și atunci oamenii ne donează. În Timișoara trăiesc aproximativ 10.000 de câini comunitari, iar numărul pisicilor fără stăpân nu este cunoscut. Încercăm soluții tangențiale, dacă pot să spun așa, colaborări cu ONG-urile pentru sterilizarea, dar atâta timp cât legea nu ne permite să facem lucrul ăsta în masă și nu ne permite să decidem la nivel local chestiunile astea, foarte greu se va face. Și în general în România problema asta e scăpată de sub control. Cei care militează pentru protecția animalelor fără stăpân spun că sterilizarea este importantă nu numai în cazul câinilor comunitari, cât și în cel al patrupedelor de casă, dacă stăpânii nu au posibilitățile necesare să îngrijească puii.